Salut, bine v-am găsit la un nou episod din Forza Horizon 5. Iată din nou joculețul ăsta și nu mi-a venit să cred ce s-a întâmplat la episodul anterior, la primul episod din, aș putea spune, seria aceasta, pentru că deja nici nu se mai pune problema să nu facem o serie. Frate, s-au strâns mai puțin de 24 de ore peste 20.000 de like-uri, dacă vă vine să credeți așa ceva, că mie nu-mi vine să cred așa ceva. Mă bucur din suflet și vă mulțumesc din suflet tuturor celor care au intrat pe videoclipul respectiv, au apăsat acolo pe butonașul de like, au lăsat un comentariu și mi-au spus: bă, Max, mai fă episoade pentru că ne place foarte, foarte mult. Astăzi am o grămadă de surprize pentru voi, o grămadă de chestii interesante pe care vreau să le facem, dar primul lucru pe care vreau să-l fac este să pun un white body kit pe mașina asta, pentru că am văzut un trailer cu white body. Și am zis: bă, frate, parcă trebuie neapărat să facem un white body pe aia, nu se poate să o ținem așa corect, o avem acolo, ne-a dat-o jocul automat. Parcă nu se cuvine așa să o ai fără, știi? Bun, hai să vedem. O să facem aici un auto-upgrade, să văd dacă merge să fac un auto-upgrade. Văd că merge, putem să-i facem, nicio problemă. Ei, mărim puțin performanța, nu mai vreau să stau foarte, foarte mult la tuning, dar pe partea vizuală, ia uite tăticu. Ia uite tăticu. Și asta îmi place la Forza Horizon 5, ai multe variante de tuning de astea cu white body. Mie îmi plac foarte mult mașinile astea white body, deși v-am zis, nu știu exact ce performanță ai putea să scoți în plus având white body. Poate există, puteți să spuneți voi în comentarii dacă știți, dar ca și design, vizual arată superb. Arată superb. Și cred că o să merg pe asta, că e un pic mai lăsată, vedeți? Foarte, foarte frumos. Dar, da, asta e mai de teren așa, dacă vrei să-ți o faci. Hai să o facem pe asta, mă, cam doare portofelul așa, 128.000, dar asta e. A, o să dăm și wheel speed-uri în episodul de azi. Am mai jucat eu puțin off-camera, ca să pot să salvez niște wheel speed-uri pentru voi și o să le dăm în episodul acesta. Nu vreau să-i schimb culoarea, vreau să o las pe roșu, pentru că exact așa era în trailer și arată bine rău de tot pe roșu. Uite-o cum arată, frate, pe white body vreo... Deci glumești cu mine, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred cum arată. Bineînțeles, interiorul va rămâne la fel. Cât de mișto ar fi dacă ai putea să stunești și interiorul, cum e pe GTA, de exemplu. Efectiv, să poți să bași în interior, nu știu, să modifici anumite chestii. Uite, la chestia asta nu cred că s-au gândit până acum developerii. Dar cine știe, poate pe viitor o să avem și așa ceva. Mă, dar arată prea bine. Scrieți-mi în comentarii ce mașină vreți voi să tunăm. Că sunt atât de multe mașini în joc în momentul de față, încât habar n-am. O să mai apară chestia aia cu disconnect acolo sus. Uneori serverele sunt un pic picate, se reconectează și tot așa. N-am ce să-i fac. Efectiv, toată lumea se joacă Forza Horizon 5 și tocmai de asta nu prea mai țin serverele foarte bine, dar nu este problemă că ne descurcăm noi până la urmă. Și hai să vedem ce putem să facem. Prima chestie pe care vrem să o facem în momentul în care am intrat în joc, o să ne uităm noi pe hartă. Avem niște barn finduri, surprinzător și la fel de interesant. Uite, unul aici, unul aici. Am aici o cursă cu viteză foarte, foarte mare pe autostradă. Bă, au făcut și o autostradă în jocul ăsta, de nu mi-a venit să cred cât de mare e. Și o să vedeți că o să facem și cursa asta. De fapt, hai să mergem la asta. Hai să vedem. Avem 8,2 km. Bă, nu o să conduc până acolo, o să dăm un teleport. Dar hai până una alta să dăm noi wheel spin-urile astea, că am primit un mesaj aici. Asta e că nu știu ce. Am primit un gift. Gift car. Eu de bă, că am primit și o mașină cadou și eu habar n-aveam. Ok, aparent am luat-o. Hai să vedem că nici nu știu unde sunt. Uite, chiar car masterii astea nu le-am pus pe mașina aceasta. Nu știu unde sunt alea, mă, frate. Unde au băgat ăștia wheel spin-urile? Uite aici, super wheel spin avem unul și wheel spin-uri normale avem mai multe. A, mă, pică și mie ceva. 100 de mii, e bine! Nu e rău, Lancer e ok, pot să fac cam Fast and Furious. Wheel spin-uri, hai să dăm wheel spin-urile astea normale. Astea, na, îți dau câte o singură chestie, dar na. Băi, și fiți atenți, dacă reușim la episodul de astăzi să strângem peste 15.000 de like-uri, atât aș vrea eu să pun targetul de like-uri la episodul de azi, vă promit că următorul episod din această serie va apărea foarte, foarte rapid. Nu știu exact când, dar mai rapid decât de obicei, adică nu-l lăsăm o săptămână, da? Poate chiar în 2 zile, 3 zile, habar n-am. Dar asta ar trebui să se întâmple dacă reușim să strângem rapid peste 15.000 de like-uri, dar eu cred că putem, frate. Cred că putem. Bineînțeles, ce putea să-mi dea mie aici? Mi-a dat un... Nu știu ce e aia. Un dress. Habar n-am. Putea să-mi dea și mie o mașină? Păi n-am înțeles niciodată de ce au băgat chestia asta cu hainele în joc.
Și de ce le-au băgat la Wheelspin? Ok, vrei să te îmbraci tu? Nicio problemă. Bă, dar nu-mi băga mă haine la Wheelspin. Uite, îmi bagă emote la Wheelspin. În loc să-mi dai și mie, uite, audio ăla frumos de sus. Uite și tu ce-mi dă. Da, da, ce să... Mi-a dat un claxon în loc să-mi dea legendara. Cam ăsta e norocul meu de astăzi, oameni buni, ce pot să zic. Hai să ne ducem pe hartă. O să facem și o misiune specială astăzi. Sunt acelea din Horizon Adventure. Putem să le facem. Avem și niște case mai nou. Hai să dăm travel aici. Trebuie să dai în loc la fast travel, izbind toate chestiile alea de fast travel. Sunt niște pancarte. Le-am făcut data trecută când am jucat Forza Horizon 4. Știu că m-am chinuit o grămadă să le fac. Și acum imaginați-vă, frate, să trebuiască să izbim toate pancartele alea iarăși. O să fie, da. O să fie, da. Dar nu este problemă. Bă, de când i-am pus body kit-ul ăsta, nu știu, frate, deci face drift ca nebuna. Face drift ca nebuna. O să schimbăm mașinile în episodul de azi mai des față de episodul anterior. Și acum o să mergem cu o mașină extrem de rapidă. O mașină care poate să meargă lejer peste 400 la oră. Și o să-i dăm pe autostradă blăniță. Problema e că nu putem să ne teleportăm acolo, așa că o să mergem pe aici și o să încercăm să ajungem noi. Dar până la urmă, despre asta o să fie vorba cu episoadele de Forza Horizon. O să fie episoade în care efectiv îmi dați voi idei ce vreți să facem și noi facem. Adică cam asta e treaba. O să facem și curse de alea speciale. Am o cursă nebună pe care vreau să o fac din Adventure, v-am zis. Și tot așa. Cam așa o să fie episoadele de Forza. Tunăm mașini, vedem noi ce facem. Bun, ia să vedem. Coast to Coast se numește. Mi s-a părut foarte interesantă mașina asta. Nu știu exact ce mașină e, dar am văzut-o așa foarte, foarte puțin. Am văzut-o și am zis, bă, neapărat trebuie să vă arăt și vouă, că mi s-a părut chiar mișto. Ia să vedem. Coast to Coast. Deci o mașină extrem, extrem de rapidă. Au băgat chestia asta acum mai nou cu caracterele. Caracterele interacționează mult mai mult. Caracterul tău vorbește mai nou. Chestie care nu prea se întâmpla anterior. Adică nici nu țin minte în Forza Horizon 4 să-mi fi vorbit caracterul meu. Poate nu mai țin eu minte bine, dar habar n-am. Dar ia uite. Ia uite, tăticu. Stați să vedeți cum se duce mașina asta. Ca un glonț se duce. Și uitați-vă cum are kilometrajul și astea toate pe volan. Nu știu, mi se pare genială. Deci uitați-vă puțin, suntem deja la 370 de kilometri la oră, deja, da? 400 la oră deja, nici bine n-am plecat de pe loc. Păi ce vorbești, mă? 440 de kilometri la oră. Și au făcut ăștia autostrada asta dreaptă, probabil foarte mulți oameni făceau curse liniuțe pe autostrada aia și știți că Forza Horizon 4 nu prea era dreaptă. Era cam într-o parte în alta, șerpuită rău de tot. E, acum au făcut-o cât de cât dreaptă și vedeți, putem să prindem viteze destul de mari. Puteți să scrieți voi în comentarii dacă ați prins exact ce viteză am nimerit. 460, parcă nu, văd că 456 e cam maximul, dar depinde acum că e și la deal și la coborâre. Posibil să prinzi mai mult, cel puțin. Dar uite cum se duce, frate, n-ai ce să comentezi. Deci n-am ce să-i zic, mașinii astea este ceva de vis și de speriat în același timp. Și dacă ne strecurăm așa printre mașini, n-am ce să zic, uitați-vă cum merge. Oricum, jocul ăsta merită din plin. Adică, dacă vă mai gândeați, bă, să-mi cumpăr Forza Horizon, să nu mi-l cumpăr ăsta nou, nu vă mai gândiți. Deci nu vă mai gândiți, sincer vă zic, luați-l, pentru că merită. Și nu zic neapărat să vi-l luați acum, pentru că puteți să mai așteptați până pe 9 și luați varianta aia mai ieftină. E mai ok ca preț. Într-adevăr, prețul e destul de piperat din ce am observat și eu, dar acum depinde, pentru că pe varianta premium primești toate DLC-urile din ce am înțeles. Nu știu sigur dacă așa este, dar da. Și oricum, bineînțeles, le mulțumesc developerilor pentru că mi-a oferit joculețul, mi-a oferit o cheie înainte de lansare, ca să pot să vă prezint tot ce trebuie. Așa, deci am făcut complet la cursa asta și hai să vedem mai departe ce urmează să se întâmple. Am văzut că și Mihai are jocul, deci asta înseamnă că o să apară probabil episoade și cu Mihai. Să vedem Remus dacă are chef să joace. Depinde, nu știu dacă și l-a luat sau nu, n-am apucat să-l întreb. Dar în principiu aș vrea să ne jucăm, să facem curse, să facem tot felul de chestii. Uite, de altfel îl vedeți pe Mihai, îl vedeți că tot timpul îmi compară scorurile și asta pentru că și el se joacă în același timp.
Da, deci mașina asta e făcută de drift. Uitați-vă puțin ce frumos face driftul. Deci uite, nu, deci trebuie să o observați. Cât de frumos face drifturile. Și în comparație cu prima dată când m-am jucat eu, când nu prea era nimeni online, acum ăștia sunt playeri. Deci ăștia sunt playeri de aici. Se joacă, se întâlnești cu alți playeri, e tare, frate. E sincer, e super tare. Bun, hai să vedem. Deci noi acum o să putem să mergem pe Horizon Adventure. Și aici la Horizon Adventure ai curse speciale și tot felul de chestii interesante bazate pe ce ai ales. Deci, practic, știți că în Forza Horizon 4 avem un singur d-asta, un singur concurs, practic. Aici e mai multe. Din fiecare zonă are chestii diferite. Și hai să vedem care din ele. Deci ai așa, Baja Expedition, să explorezi un vulcan activ. Dar am văzut eu o chestie care mi s-a părut interesantă. Asta, Canyon Expedition. Să te duci la celebrări. Și am văzut că îți dă o mașină amuzantă sau ceva de genul ăsta. Vreau să văd asta neapărat. O să facem și ăla cu vulcanul, o să facem o grămadă de chestii. Deci nu vă faceți probleme. Dar vreau să văd ce e asta, uite, la 1,9 km o să fie. Și dacă tot e vorba de așa, hai să schimbăm și mașina. Cars, change car, hai să ne luăm noi din lista asta de mașini, că vedeți că avem o grămadă de mașini. Nici nu am făcut mare lucru, dar... deja mi-a dat o tonă de mașini. Mi-ați pus voi în comentarii foarte mulți: Max, vezi că ai deja Lamborghini și nu știu ce. Corect, am, dar sunt așa de obișnuit cu Lamborghini-ul ăsta din Forza Horizon 4, încât am zis, bă, n-am să mă joc cu el, mă, în Forza ăsta. Dar foarte mulți dintre voi ați vrut să-l vedeți, așa că, mă, ne urcăm și la volanul unui Lamborghini. Dacă tot v-ați dorit așa de mulți dintre voi să-l vedeți ce poate. Din păcate, neavând chestia aia cu fast travel, nu ne putem teleporta la curse. Asta înseamnă că trebuie să călătorești la cursa respectivă. De exemplu, aici avem câțiva metri, dar asta e, nu... O să trebuiască să stau eu să farmez toate bordurile alea ca să ne putem teleporta. Altfel, nicio șansă. Bun, deci aici e Canyon Expedition. Hai să vedem ce putem să facem. Îi dăm pe solo. Co-op-ul era închis, nu știu de ce. Probabil este o misiune strict solo. Și hai să-i vedem... șmecheria, despre ce este vorba. Unde ești tu? Am întârziat puțin. Ok. Stai, despre ce vorbești? O să vezi un seara asta, prietene. Ok. Îmi place mașinuța. Ok, nu știu exact ce se întâmplă, dar știu că trebuie să-mi dau o mașină, ceva mai ciudățică. Drive to the Fiesta de la Luna. Aici? Ok, mi-a dat mașina asta, dar așa... Ia uite-l pe ăla cu avionul lui. O, băieții! Mamă! Mamă, e ceva! Toată experiența asta... Deci cursele astea speciale, astea sunt preferatele mele. Sunt scriptate și plănuite dinainte de către developeri, dar... tot mi se par fan. Nu știu, asta este părerea mea. Deci lumea celebrează ceva aici. Avem muzică, avem artificii. Ok. Uitați-vă grafica cât de bună poate să fie. Deci jocul ăsta mă lasă fără cuvinte, efectiv. Și mă lasă fără cuvinte. E perfect din toate punctele de vedere. Are... anumite minusuri, nu chiar din toate punctele de vedere. Sunt eu foarte hype acum cu el. Uite, asta e mașina aia. Bă, frate, deci nu vine să cred, o să conducem chestia asta. E un Piniata mare cu mașini. Have fun, cum o să conduc eu chestia asta? Wow, tăticule! Mamă, cât tancul, dar ce-i mă înăuntru? Nici nu pot să văd volanul. Am zis că mă bag dinăuntru să văd volanul, nu pot să văd volanul. Aici, în mod normal, trebuie să mergi încet. Uite, îmi limitează viteza la 40 de km la oră. Pentru că e un fel de asta, să vadă lumea, știi, chestia asta. Piniata ceva. Ok, o să fie artificii, cică, dar nu știu unde. Hai să mergem, să facem chestia asta, dacă... O să ne întoarcem și la cursele obișnuite în episodul acesta, nu vă faceți probleme, dar facem și chestii de-astea mai distractive, corect? De ce nu, dacă sunt incluse în joc? Ia uite, bă, ce efecte speciale avem aici. Ce vorbești? Opa. N-a cam ajuns. Unde sunt artificiile? Vreau să le văd.
A, alea sunt. Atât? Astea sunt artificiile, sunt dezamăgit. A, after party. Ok, stai că nu s-a terminat treaba. A, acum mă dă pe stradă. Și acum, uite câtă viteză am. Mamă, e un supercar înăuntru acolo băgat. Și că hai să dăm mașinuța asta la limite. Frate, merg cu dita mai animalul de mașină, nu știu ce e asta, nu știu ce e. Ia, scrieți-mi în comentarii ce credeți că e sub costum. Ce, bă, ce mașină e? Că se vede puțin acolo, se vede. Se vedea printre, vedeți? Nu știu dacă vă dați seama ce mașină e. Stai că să dau înapoi puțin pentru că n-am fost atent la drum și vreau totuși să iau virajul ăsta bine. Vin și elicoptere după noi, ce vorbești, bă? Ok. Îi dau blană cât pot eu de tare, dar să mergi cu o astfel de chestie cu 200 la oră e cam înfricoșător dacă e să ne gândim. Dar eu îi dau. Îi dau cât se poate. Dintre misiunile speciale, cred că o să le aleg pe cele mai interesante să vi le arăt pe episoade. Iar cursele alea care sunt mai boring așa, multe din ele o să fac și off-camera pentru că până la urmă trebuie să farmez caracterul, să farmez... jocul, ca să putem să avem bănuți, să tunăm pe episod și toate cele. Dar, da. Cam așa o să fie cu seria aceasta. Și bineînțeles, v-am zis, și alte episoade, poate cu Mihai, poate cu Remus, poate cu pisica dacă vrea și ea să își ia jocul. Asta ține în funcție de ei, bineînțeles. O, săritură cu asta cum? Mamă, tăticule, ce mașină e mai acolo? E o mașină acolo, mă, și nu știu ce e. Mamă, ca să împingi chestia asta, îți trebuie o mașină destul de puternică. Mă gândesc că era ceva 4x4 cu siguranță înăuntru. Dar, iată, am făcut și New Horizon Adventure Chapter Unlocked. Cred că lui mi-a dat costum de găină, legendar. Ok. Mi-a dat și o mașină mai veche, așa, un Chevrolet Bel Air. Frumos, frumos. Bun, dacă mi-a dat unlock la New Chapter, poate încercăm și un nou chapter în afară de ăsta. Nu știu, vedem. Vedem, nu o să facem toate chapter-le pe un singur episod, pentru că am multe chestii de făcut. Multe chestii de jucat. Dar, na, înțelegeți voi. Ok. A, deci ăsta este centrul pentru stunturi PR. Asta înseamnă că de aici acum o să ne dea o grămadă de stunturi pe hartă, după cum se poate observa deja. Au apărut o tonă de stunturi, uitați-vă câte sunt. Aș merge și la un barn find, dar nu prea știu eu ce barn find să aleg și nici nu prea știu unde sunt ascunse mașinile respective. Player House Discovered, avem o casă nouă în zona asta. Totuși eu n-am casă în zona asta deloc. Ok, deci ne mai putem lua aventură de asta. Bă, aș putea să iau... Nici nu știu ce să iau. Street Scene, uite, asta e ceva cu curse underground, așa, băgate frumos, de-astea ilegale. O să vedem, o să vedem. Până una alta, aș fi vrut să-mi cumpăr o casă în zona asta. Că știi de ce? Te poți teleporta la case. Și avantaj. A, uite că o văd. Hai că mergem la ea să vedem dacă pot să o cumpăr. Îi dăm cu viteza luminii până acolo. Dar știi ce? Ia asta mă așa că dacă tot am zis că schimbăm mașinile, hai să schimbăm mașinile pe bune. Și să luăm... hai să luăm Taycanul. Chiar aș vrea să modific Taycanul. Nu știu dacă am luat Taycanul sau dacă am luat altceva. Am luat Taycanul. Vreau să-l modific pe ăsta. Cum să o fi tunând? Electrică tunată? Da, interesant conceptul, trebuie să recunosc. Nu cred că am mai văzut un Taycan tunat, dar probabil că există. Băi, eu mă îndepărtez de casa aia, mă, sau sal? Băi, un castel, eu nu cred că îmi permit casa asta. Cât costă? Hai că îmi permit, dacă e 5 milioane, n-am banii ăștia. N-am banii ăștia dacă e. Bun, hai să vedem altă casă. Ce casă îmi permite pe cea? Că aș fi vrut să vă arăt cum se cumpără o casă, dar... Nu știu dacă găsesc una pe aici prin zonă. Uite, noi aici n-avem nimic. Cred că o să următoarea chestie pe care o facem, cumpărăm ăla din deșert. Pentru că n-am nimic acolo cumpărat. Ia să vedem noi. Uite, deci asta am luat-o recent. Casa asta am luat-o recent. Mă mai uit pe aici să văd. Uite mă, încă o casă aici. Asta cât o costă. Asta e free! E gratuită, dar uitați-vă câți kilometri trebuie să mergem.
Am ceva pe acolo, să-mi dau teleport, oare? Mă uit dacă aș putea să dau un teleport în apropiere, că e cam departe, frate. E departe rău. Dar știi ce? Putem să ne teleportăm aici. Îmi ia 9400 de fiecare dată când vreau să mă teleportez undeva. Asta e cea mai aiurea chestie. N-ai ce să faci până la urmă. Asta e. Oricum o să mergem aici, că după aia avem Barnfind-ul ăla de lângă. Și dacă e, putem să ajungem și pe acolo. Cât de ciudat e că nu se aude motorul deloc. Uite, mă, și de aici 7 km, deci nu prea a fost afacere. Bă, da, e extrem de rapidă și efectiv nu-i faci... Cum îi faci engine swap la asta, mă, că asta e electrică? Că în joc poți să faci engine swap, da? Cum îi faci engine swap-ul ăsta? Eu asta sunt extrem de curios. Că mi se pare... What? Ok, o să încerc să tai drumul. Chit că n-ar trebui să fac asta cu această mașină. Nu este o mașină off-road, dar hei, încercăm, da? Direct în copac, ești nebun? Direct în copac m-am dus. Da, uite, m-am scurtat drumul. Destul de mult, aș putea spune. Se duce bine, mă, mașina asta. Dacă aș avea și drum drept. Hai, că am înțeles. Hai, că am înțeles. Am avut și mașină. Uite, cu mașinile electrice, din ce am auzit, nu trebuie să intri prin apă. Pentru că, având bateriile acolo jos, riști să-ți moară de tot. Și motor și tot. Adică, efectiv, îi dai daună totală intrând în apă. Ceea ce este extrem de nasol. Adică, gândiți-vă să aveți o mașină care nu poate să intre în apă deloc. Bine, cred că există oarecare marjă de eroare sau ceva în care poți să intri puțin, dar nu foarte mult. Dar totuși e destul de nasoală chestia asta, dar... Bine, electricele vin și ele cu avantajele lor. Asta, să fim serioși. Fiecare mașină, avantaje, dezavantaje. Trebuie să te gândești ce-ți convine mai degrabă, știi? Dar fiind într-un joc, nici nu ne interesează de chestiile astea. Ne interesează să vedem ce viteză bagă mașina. Iar în momentul de față, mașina se ține bine pe stradă. Bagă o viteză mare, mare de tot. Chiar sunt mulțumit de ea. Pot să zic că... Bine, sunt un pic dezamăgit de faptul că nu avem Tesla în joc. Dar, na, uite, îmi place și mașina asta, de exemplu. Știți că eu sunt un fan destul de mare Tesla. Dar poate o să bage într-un DLC. Cine știe. N-avem de unde să știm. Dar hai să mergem. Dacă, bă, ne dă casa asta gratis, corect? Hai să mergem să o luăm dacă e gratis. Și o să vreau să fac chestiile alea și cu Car Mastery. Poate mai dă niște super wheel spin-uri. Ar fi tare. Ia-mi. Ce casă e asta, mă? Am mers degeaba până aici sau sal? A meritat drumul măcar? Ia. Ok. Hai că intrăm aici să vedem. Care e șmecheria? Băi, e bună casa. 1.500.000, dar îți dă free pentru că ai VIP. Uite, deci vedeți, pentru asta merită să-ți iei premium ăla. Mie mi-a dat 3 case până acum, fără să fi dat vreun leu. Bine, a trebuit să cumperi varianta asta, dar na. You have purchased a house, you can see this... Nu o să-mi o setez ca fiind casa mea principală, pentru că pe aia mă spunează doar de aici și nu vreau chestia asta. În schimb, hai să vedem dacă mai avem... Da, nu știu, o să mergem puțin la Barnfind să vedem dacă găsim ceva. Ce am luat și casa asta. Mergem către Barnfind să văd dacă e ceva acolo. Mă îndoiesc că o să-l găsesc, dar... Hai să vedem. Și dacă nu, după asta mergem să vedem pe Horizon Adventure. Mamă, ce mă enervează copacii ăștia. Bă, deci efectiv... Uite cum se vede reflexia aia la mâini. Știu că era și în Forza Horizon 4, dar acum parcă e mult mai bine făcută. Super realistic jocul. Deci, ziceam de copaci. Frate, deci ai... Majoritatea copacilor din joc îi poți distruge, efectiv. Poți să intri în ei și faci praf. Păi sunt și ăștia. Ăștia nu poți să le faci nimic. Deci nu poți să-i distrugi, nu poți să faci nimic. E realistic, dar e enervant. Mamă, dacă ta zona ai, frate, de verificat pentru Barnfind, uitați-vă cât de mare e. Uitați-vă cât de mare e zona. O să mergem să modificăm și Taycanul. Să vedem ce putem să-i facem. Deci am intrat aici și acum cum găsești ăsta? Ăsta-i să-mi dau sunetul mai tare la mine. Skill point, ia. Ok. Super wheel spin, uite-mă super wheel spin. Acum vreau să-l iau. Ok, yes. 5 spins. Oh, aoleo. 200.000, 100.000. Mamă, 50.000. Mamă, mă îmbogățesc de la spinurile astea. Ce vorbim aici? 200.000.
Băi băiete, băi băiete, ce vorbești? Bă, dacă ați ajuns mai aici la episod, scrieți-mi și mie acolo în comentarii, pe Max, am ajuns. Nu știu dacă se mai uită cineva aici. Habar n-am dacă ați dat skip mai departe sau nu. Sau poate cineva a dat skip aici direct. Windows XP shutdown. Lol, ce mi-a dat. Ok. O să vedem ce ne mai pică. 200.000. Băi, e bine, mă, e bine ce-mi pică la Super Wheel Spin-urile astea și mă mir că mi-a dat 5. Nu știu de ce am 5. Ok, mi-a dat un wrestling mask. De ce aș avea nevoie de așa ceva? New car collected. Ce mașină? Ați redeem reward. Mă, asta e reward-ul. Mă așteptam la ceva mai bun. Stai ca să scot ăsta, că vorbește GPS-ul după aia non-stop. Mă, frate, glumești cu mine? Acum trebuie să căutăm barn find-ul ăsta. Deci, uite, mi-a apărut iarăși ăla cu disconnected. Și netul meu merge, adică fără nicio problemă și fără nicio grijă. Deci, serverele sunt... Ia, încă un wheel spin? Două wheel spin-uri gratis. 100.000. Ok, hai, le dăm repede pe astea. Ok, un challenger. Încă unul. Bă, am dat ceva wheel spin-uri în episodul de azi. Eu nu sper să vă placă. V-am zis, eu îmi doresc să fac episoade cu jocul ăsta. Îmi doresc să fac... Asta e dorința mea, să fac episoade cu jocul ăsta. Îmi place foarte mult, v-am zis încă din primul episod, am zis, bă, frate, îmi doresc din suflet să vă placă. Și când am văzut că s-au strâns 22.000 de like-uri, frate, într-o perioadă atât de scurtă, am zis, bă, ăsta e joc de serie. Ăsta e joc de serie, frate, nu se poate. Bă, sunt niște oameni pe aici, ăștia nu fi găsit ei, mă, oare barn find-ul ăla? Că se plimbă și pe aici, prin zonă, na, că eu am electrică subacvatică. Ei, băiatu, ai găsit cumva barn find-ul și nu știam eu? Băiatu. Ce vorbești, mă, că nu... N-ai treabă cu ăștia. Uleu, mamă, dar e adâncă apa asta aici, mă, cum intru eu cu mașina aici? Ce senzație ciudată. Și efectiv eu sunt în mlaștină cu electrica. Dacă vă vine să credeți așa ceva. Așa ceva cred că e nemai văzut. Electrică de apă. E ceva. E ceva. Bă, cred că o să mergem să facem ăla cu adventure-ul, dar mai întâi de asta... Ce aș vrea eu să fac? Ia stai o secundă. Aș vrea să merg să tunez Taycan-ul. Asta îmi doresc să fac. Lumea îl caută. Vezi că sunt foarte mulți oameni pe aici care caută. Bun, dacă l-am găsit. Ia uite, bă, ce chestie. Mergem să facem Taycan-ul. Nu știu, mă pune iarăși să-l duc cu mașina? Sau a fost pentru... Că știți că în episodul anterior a fost unul. Dar ai distrus rău de tot. În episodul anterior a trebuit să duc un de ăsta pe trailer. Și în efectiv să-l duc în spate, așa. Dar, da, nu știu. Hai să vedem. Hai să vedem care e șmecheria. Nu mă pune să-l duc. E bine. Mi-a plăcut ideea, dar să trebuiască să duci de fiecare dată, asta nu cred că ar fi fun. Sincer vă zic, nu cred că ar fi fun. Horizon Arcade, sunt tot felul de chestii de-astea pe care poți să le joci, dar sunt timed și trebuie să te conectezi cu alți player neapărat, obligat, forțat. Așa că nu cred că să o facem și pe ăsta momentan. Da, hai să mergem, ia să vedem noi unde mergem. Să mergem la tuning, deci asta practic înseamnă că trebuie să mergem la un Horizon event ăsta. Hai să văd unde e. Că-s atât de multe momente de față. Uite, unul e aici. Putem să-i dăm un fast travel aici. Ok, acum avem bănuți de la Super Wheel Spin-urile alea, ne permitem. Și cred că o să lăsăm următorul următorul adventure event o să lăsăm pentru episodul următor. Cred că asta o să facem. Și o să ne decidem, nu știu exact ce o să fac. Dar vreau să tunez Taycan-ul ăsta, să vedem cum e. Mă, să vedem cum e Taycan-ul. Mergem aici pe upgrades in tuning, auto upgrade. Ok. No upgrade necessary, zice aici, body kits. Stai mă, care și asta body kits frumoase. Doar că nu sunt wide, adică e, na. Vedeți, modificările sunt cât de cât... Uite, ăsta e pentru drift, ăsta e pentru race, ăsta e pentru rally.
Punem The Race. Hai să-l vedem așa puțin și vreau să-i schimb și designul, că nu prea îmi place albastru ăsta standard. Știu că așa vine din fabrică, dar nu-mi place mie. O să mergem pe un custom tuning. Nu, stai mă, unde era? Erau astea cu designs and paints. Ok, paint car. Și hai să vedem un nou pe bucăți. Choose car. Find new designs. Designuri făcute de comunitate vreau să dau. Ia să vedem pe aici ce găsim. Sunt mișto culorile, dar nu prea... Cred că pe ăsta o să-l iau. Arată bine. E tot în stilul, tot culoarea asemănătoare, doar că e mult mai aprins așa și mai... Cred că e mai oglindă decât ce am avut eu înainte. Da, mult mai bine arată. Ia să-l vedem afară cum arată. A, altă viață zic, altă viață. Parcă mai vii de acasă acum. Uitați-vă, i-a pus de racing, dar i-a pus și... De asta bară pe interior, că dacă ne răsturnăm, lol. Mamă, cum se duce nebuna. Băi, se duce prea repede. Un piculeț cam nebună. Ba, având în vedere că n-am făcut nicio cursă în episodul de astăzi, că am făcut, dar n-am făcut curse de astea specifice. Hai să vedem dacă putem să facem și o cursă. Aș vrea să fac o cursă totuși. Dar nu știu ce cursă. Circuitul ăsta? Ăsta e new și nu l-am făcut. Așa că hai să-l facem și-l facem, cred că, cu asta. Dacă tot am tunat-o, hai să-i dăm. Ne jucăm cu electrica astăzi. Da, voi vă rog să-mi spuneți în comentarii cu ce mașini vreți să ne jucăm. Iar eu o să iau sugestii de la voi din comentarii, pentru că mă ajută chestia asta, știi? Să-mi spuneți ce vreți să vedeți până la urmă. Pentru că voi sunteți cei care urmăriți aceste episoade. Și logic. Ce vorbești eu? Ia uite, ma! Hai, cam înțeles. E bine că mi-am pus de la bară, de la. E bine, e tot în regulă. Gata, am ajuns pe strada înapoi după ce am luat toți boscheții. Hai că ajungem imediat, suntem și prin oraș, mergem cu 200 la oră prin oraș. Ce vorbești? Am scos ăsta de damage-ul. Știți că v-am zis data trecută că nu prea îmi plăcea. Uite, acum pot să dau mașina de cu capul de toți pereții. Nu o să mai strică nimic la ea. Că nu-mi plăcea, mă, să o văd, că se strica efectiv mereu câte ceva la ea. De asta e common, nici măcar nu e vreo calitate wow la mașină sau ceva. Dar îmi place mie. Adică, nu. Mie personal îmi plac mașinile electrice. Bineînțeles că nu o să poată înlocui o mașină electrică niciodată motorul ăla de V8 care rupe asfaltul în două, asta este clar. Dar bineînțeles, fiecare mașină, după cum am zis, are avantaje, are dezavantaje, da? Ia că ne ducem. Uite cum lucește mașina în soarele ăsta. Uite cum lucește mașina în soarele ăsta. Dați-vă la o parte, băieți, că trec. Bă, cum se duce, bă? Ce e asta? E easy mode mașina asta. Nici măcar, uite, ăsta dă să intre în mine, că băiatul crede că eu mă sperie așa ușor. Pe bune de nu zici că e easy mode mașina asta. Dar uitați-vă puțin, adică... Stați în spate, băieți, că stați bine. Stați bine rău de tot acolo în spate. Stați acolo. Ok, avem 3 lapuri. Nu știu exact cât de lung e circuitul, dar vedem acum. Ok. Ha, mă, să câștigăm și noi cursa asta, că nu cred că nu suntem în stare. A, uite aici este... Este începutul. Relativ lejer. Eu încă mă joc pe varianta normală a jocului, adică nu l-am dat pe hard sau ceva. În momentul în care schimb dificultatea jocului, poți să primești mai mulți bani din ce știu. Însă nu cred că e neapărat necesară treaba asta, adică dacă vrei tu să-ți dai un challenge. Dar în opinia mea, cred că este destul de ok să te joci așa. Cel puțin așa îmi place mie. Acum, dacă vă place să aveți un challenge, să vă transpire mâna pe controller, că nu știți dacă veți câștiga până la final. Da, puteți face și chestia asta. O să dau rewind aici pentru că m-am blocat efectiv în stâlpul ăla, nu știu ce e acolo. Și nu mi-a convenit situația. Așa.
Da, deci după cum știți bine, eu pe Forza Horizon 3 am avut o serie destul de lungă, aș putea spune. Tunam mașini, în fiecare episod aveam câte o mașină nouă, făceam tot felul de review-uri la mașini, făceam tot felul de teste, nebunii. După asta pe Forza Horizon 4 am avut și acolo o serie destul de interesantă, nu la fel de lungă, însă a fost mișto și știu că v-a plăcut. Și acum, bă, dacă vă place în continuare, o să vină episoade în continuare, da? Și atâta pot să vă zic, episoade de Forza Horizon 5 vor veni în continuare. Dar, bineînțeles, aștept și feedback-ul vostru. Dacă feedback-ul vostru o să fie ca până acum, ca la primul episod, de exemplu, clar o să curgă episoadele, adică nici nu se pune problema. Păi, bă, dați seama, noi ne permitem să facem chestia asta în joc. E un joc. Bă, da, în viața reală n-ai cum să faci, bă, așa ceva, că ai făcut așa ceva, ai rămas acolo, adică ce vorbim? Rămâi acolo, nu te mai... S-a dus mașina ta. De asta e fain să te joci un joc, dar pe de altă parte, ce faci în jocul ăsta nu se aplică și în viața reală, în niciun caz. În viața reală, mai ales, adică nu știu, n-am fost niciodată într-o cursă în viața reală, dar nici nu cred că aș vrea să fiu, că nu sunt vreun pilot de raliu sau ceva. Însă mă pot mulțumi cu ce am aici în joc. Am terminat pe locul 1. Hai să vedem ce ne dă. Și e bine că avem și un token de la pentru Adventure, ca să dăm în loc data viitoare la Adventure. Nu știu la ce cursă mai exact. Avem și Battle Royale. Frumos! Poate facem și un Battle Royale. Avem multe chestii de făcut, mă. Multe chestii de făcut în jocul ăsta. Multe episoade de făcut. Avem și level 12 aici, frumos. Ca lume. Bun, asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți bine ce aveți de făcut și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!